Salutare lume, ce mai faceți? Noi suntem Magic Weapon și Eddy și Și bine v-am găsit la încă un episod de... Aie. De... Nu Ultra Hardcore! Așa, facem și noi intro pe bucăți, așa. Sună cam ciudat. Uite aici un... Ăsta. Sincer să fiu, sună cam ciudat. Ultra Hardcore. De ce sună ciudat? Sună prea hardcore. Oh, bro. Exact. Bă, aici chiar că nu poate să crească sugarcane-ul. Serios. Fuck, suntem pro... Oh. Nu, stai că am eu soluția perfectă. Îl pui mai jos? Exact. Păi și apa? Mai jos cu două pătrățele, nu contează. O luăm și o punem aici. Dar e infinită. Caca. Pă, să nu mai fie infinită. Să fac să nu mai fie infinită? Păi e prea infinită. E prea infinită, Vovo Experts 2014. Nu vezi cât de infinită e apa? Nu văd. Bine că nu vezi. Schior. Ok. Protip, îmi place că... Protip number one, don't die. Mm-hmm. Las ca apa asta ajunge pentru amândouă, să știi. Nu trebuie să mai creau. Ajunge, că poate să crească până la 4 nivele. Păi da, două în stânga, două în dreapta. Păi apa, ideea e că aici trebuie să punem apa jos și aici trebuie să crească... Eu mă refeream la... Așa, și hai să luăm apă de aici, unde e apa prea infinită. Nu lua din apa prea infinit, că o se consume. Se consumă apa infinită, mă. Da, mă. Gata, pune torțe. Ai coal, tu ai coal. Fuck, stai, imediat pun. Să nu cumva se spawneze un zombie. Păi știu asta, zic. Uite, una aici, una aici. Mai pune, uite, una aici, una în colț, una acolo și una acolo. Nu ai simțul simetriei. Gata, păi suntem... Ia uite ce frumos e aliniat dirt-ul ăsta aici. E așa, cum să zic, simetric, frumos, dă un aspect de frumusețe. Și episodul ăsta o să continuăm să ne asigurăm toate proviziile necesare și cred că o să pornim încet încet spre minat. Da, cel mai probabil. Aoleu, numai un cartof mi-a dat. Ce țărani. Da, aici am făcut. Bă, a venit noaptea, hai să ne culcăm. Okay. Nu vreau să se spawneze zombie. Ia uite, deja s-au spawnat. What? Nu pot să mă cul. Aștept. Serios? Stai acolo în pat. Nu fă Rambo pe păianjen. Nu fac Rambo pe nimic, eu vreau să dorm. Uite cum se uită scheletul la mine. Bă, care nu te uita la... Uită-te în altă parte, lasă-mă. Ce te-ai pus? Te-ai pus, ai reușit? Gata. Nice. Să ia fotoscheleții. Și după aia luăm loot. Ia uite-i. Așa mă ardeți în flăcări. Luăm loot. Mine. Ia și tu niște mâncare. Am luat niște cartofi. Ia mâncare de aici. Ok, avem. Hai să facem niște chesturi. Hai să facem chesturi. Fac eu unul dublu. Nu e cine știe ce casă deocamdată, dar... Păi nici n-o să fie... Mi-a venit o idee. Ce? Vezi casa aia de acolo? Care casă? Am luat oase. Uite. Uite creeper. Nu da, lasă. Monster Hunter. Mă, nu mi-a picat nimic. Care casă de care acolo? Astea două? Vezi casa aia? Aia, care? Aia acolo. Da, să le unim, ce să facem? Da. Cum mai vrea să facem asta? Păi un tunel ceva? Nu. O să... Mă rog, am făcut un chest dublu în care o să-mi las toate chestiile, absolut toate chestiile. Da, și eu vreau să fac asta imediat. Pentru farm, gold-ul e foarte valoros, deci
Numai pe bază de gold ne putem regenera. Că trebuie să facem mere de aur. Mere de aur, cum n-ai bastun asta. Bă, totuși, săbile de lemn și astea, hai să le dăm pe jos. Să dispară, să nu le mai vedem. Ocupă loc acolo degeaba. Hai să mai fac o sabie. Ah, fuck, am lăsat toate alea. Mamă, 18 oase? Da? De unde 18 oase, frate? De pe jos. Ah, bă, nu de pe jos, fii atent. În templu. Templu, da, știu. Perfect, mai hai că avem mâncare multă. Nu o să mănânc golden apple acum, dacă e. Dacă facem golden apple, nu o să-l mănânc chiar. Acum, nu, mănâncă și tu când ai 3 vieți lipsă. 2. Că fix 2 îți regenerează. Păi, de capul meu. Ai grijă, da, frate, să nu-ți mai iei de mici, că e nasol. Da, știu. Trebuie să pornim ușor, ușor spre minat. Cred că o să facem un fel de chestie din casă. Să mergem, știi? Am așa ceva. O să avem nevoie de torțe, foarte multe torțe. Gata și cu bomilu. Am reușit să fac rost de destulă mâncare pentru peșteră, să zicem. Eu am 22 de cartofi. Oricum, mâncarea o mănânci aici doar ca să nu... ca să, de fapt, ca să poți sprinta. Că regenerare tot n-ai. Ca să nu îți iei damage de la hunger. Știi? Când da, asta e, asta e logic. Să zicem. Da. Facem așa să se prăjească mai repede. Am pus în două furnale. Ca și în viața reală, de exemplu, ți-ai damage dacă mor de foame. Viața reală, ți-ai fix damage, frate, ai găsit cuvântul potrivit. Ți-ai damage. Da, tu ți-ai damage în burtă. Ți-ai ultra damage. Era aia, are iPhone-ul în mână, n-a mâncat de o săptămână. Sau ține iPhone-ul, nu mai știu. Așa, hai că fac și eu niște torțe. Wow, nu cred că mai prăjim nimic. Asta. Avem câteva torțe. Un stack. Zic că ne ajunge pentru început un stack, nu? Facem un pickaxe de diamond sau o sabie? Ce zici? Putem să facem pickaxe-ul, pentru că... Da, facem pickaxe că dăm de... ăla... Obsidian. Și intrăm mai repede în Nether. Mamă, ce o să fie Nether la blazuri. Știu. Imaginează-ți că trebuie să ne facem săgeți și rost de săgeți și de arc. Asta înseamnă farm de găini, pentru că nu ne putem bate cu blazurile de aproape, că ne sparg din toate punctele de vedere. Da. Aș pune și noi materialele mai valoroase aici jos. Ia și tu asta. Așa, mersi. Iron. Da. A, mai am și eu 3 aia. Pickaxe-ul de iron să-l ținem. Uite, 5 oase. Foarte tare. Eu l-am pus acolo. Pickaxe-ul de iron să-l ținem deocamdată doar pentru diamante, chestii importante, gold, înțelegi? Și ăla de diamond ce facem cu el? Îl folosim pe ăla? La obsidian. Păi da, ai grijă și tu cu... Aoleu. Lasă. Credeam că ți-ai luat falling de mici. Oh, am un gunpowder. Chiar dacă nu o să facem mai nimic cu el. Nu o să facem absolut nimic cu el. Wither-ul nu cred că și ia damage de la explozibil. Sau și ia, ci sunt eu prost. Nu știu, chiar n-am idee. Nu prea mai am căul să gătesc și o să rămână niște cartofi negativi, dar nu cred că e o problemă așa mare. Eu am 47 de cartofi. Chestia asta mi-ajunge cât să minăm, nu? Sigur. Ok. Uite niște... Dar ce ai făcut aici, mă? Ai spart fântâna? Da, am luat cobblestone. Ma. Ce? Era șmecheră fântâna. Na bine, fă-o la loc atunci. N-am cobblestone. Păi vezi și te mai întreb de ce am spart. Câte cărți avem în momentul ăsta? Cărți? Cărți. N-ai zis că ai luat bookshelf-uri? Nu te-ai dus să le iei sau nu le-ai luat?
21, văd cam 21 de cărți. Dă-le încoa. Le transform și o să fac un mic loc pentru enchanting table. Nici n-avem enchant. Bă, două diamante. Ai făcut pickaxe, așa-i? Hmm? Da, am făcut pickaxe. Mm-hmm. Știi la ce ne trebuiau diamantele, așa-i? La slabie? La enchantment table. Ah. Dar oricum nu avem... Nu avem level, nu avem nimic. Nu avem pe ce să băgăm enchant deocamdată. Nu level, mă. Dar? Nu avem ăla, obsidian. Trebuie la parcă la enchantment table, da, nu? Da, deci oricum trebuia să luăm obsidian. Așa că... Ai o lopată? N-am, nu mi-am făcut până acum lopată. Uite, să mergem, să zicem... De aici. Pare un spot perfect pentru un subsol, nu? Așa, și să fac niște scări. Cam rămânem niște... fără lemn, trebuie să... Mergem. Vrei să leather? Luăm lemn ca lumea. Vrei leather? Fac eu acum leather. Mai am eu câteva bucăți luate de undeva, dar nu mai știu. Ah, din satul de aici. Puteai de unde, unde din, puteai să le iei? Sat. Hmm? De unde puteai să le iei? Nu știu, poate le-am ciordit. Tot din sat ai ciordit. Deci practic tot ciordale s-ai făcut. Da. Realizez și eu că am făcut prea multe sticuri, dar o să le mai folosim să facem torțe. Cât ai făcut? Hmm? Cât ai făcut așa din curiozitate? Mai am 30. Wait, what? Aici să punem o torță neapărat. Jos facem numai enchanting, nu? Probabil și brewery. Poțiuni. Să facem? A, poțiuni, ok, bine. Să știu camera să de camera. Poționărie. Vovo 2014. Mm-hmm. Vovo a spus multe în 2014, trebuie să le reținem. Stai că ai zis una și azi, dar nu mai știu ce. Fuck it, dau cu pickaxe-ul de diamond. Are ceva? Nu dau mă cu ăla. N-ai milă. Păi oricum, un pickaxe de diamond ne ajunge. Nu? Și așa, și așa l-am luat, l-am cam ciordit. Între ghilimele. Mă rog, hai, lasă-l. Îl țin atunci, mai folosesc sticurile de le-am făcut. Fac unul de piatră. Și aia piatră. Piatră, că... Scârbos. Da. O să-mi... Hey. Place că ăsta, cum se numește, sandstone-ul se sparge repede. Mm-hmm. Uite iron, uite iron, trăiți iar. Deja? Am găsit iron aici jos. Foarte bine. Excelent, cu cât mai mult iron găsit așa, cu atât mai bine. Normal. Noi o să ne facem full diamond sau full iron când mergem la dragon? Depinde. Diamond nu știu dacă găsim așa ușor. Păi știu. Până luăm un pickaxe cu fortune ne apucă bătrânețea. Să fiu sincer. Da, cam așa e. Dar nu-i problemă, mă, Vov are bulană. 3 serii de survival am avut, în 3 serii consecutive mi-a dat pickaxe cu fortune 3. Aba nu. Într-una din ele mi-a dat doar fortune 2. Dar ideea e că mi-a dat, știi? O să ne dea și seria asta, pentru că sunt eu în ea. Torțe, bun, hai să pun aici. Chit că-mi dă mie, chit că-ți dă ție, tot ne dă. Vine noaptea, Vovo. O să mut furnalele, să știi. Mută-le, unde vrei. Hai să ne culcăm. Vinul, okay. Barney. Aole, m-am culcat în pat. Mm-hmm. No problem. Un început foarte bun. Hai că o să mut asta de aici. Bă, stai, ai pus și scări. Wow. Da. Eu mă chinui aici să sparg. Aoleu, pică nisip. De unde pică nisipul ăsta? Nu știu.
Îl las așa, nu s-o observe nimeni. Oricum, no. cred că atâta e suficient de mare spațiu. O să vin imediat să văd. Am scărincă. Să iau asta. O să trebuiască să fac și o ieșire. Eu zic că e destul de mare spațiu. Într-un colț punem frumos incentingul, poate chiar pe centru. Bă, să pun aici, să fac full sandstone sau? Cum vrei, dacă vrei să mai iau niște sandstone de afară acum. Am sandstone, că numai sandstone era și aici. Cred că o să las stone pe jos. Lasă cum vrei, ți-am zis. Așa. Așa. Să acopăr, vai de cap. Păi eu spun că a venit timpul să încheiem și episodul ăsta. Da. Cam atâta am avut de spus în episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un comment și un share, pentru că ne ajută enorm. Și da. Multă baftă în continuare. Da, vă așteptăm la următoarele episoade. La revedere! Salut!